Este cuvântul care va fi citit și peste noi fiecare, ca Domnul să lucreze și la inimile noastre și să lucreze în dreptul fiecăruia. Fratele George, Domnul să-l binecuvânteze, va aduce această rugăciune înaintea Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, în aceste clipe de despărțire, Doamne, venim înaintea Ta pentru că la Tine găsim pace, la Tine găsim odihnă pentru sufletele noastre, la Tine găsim mângâiere. Da, Doamne. Venim, Doamne, înaintea Ta pentru că Tu ești Dumnezeul nostru. Aleluia. Tu ești Creatorul nostru și Tu ești Acel care măsori numărul zilelor noastre. Aleluia. Venim, Doamne, la Tine pentru că prin Duhul Tău cel Sfânt, Duhul mângâierii, Tu ne mângâi în această zi. Da, Doamne, crede. Îți mulțumim, Doamne, pentru sora Susana, pentru mătușa mea, pentru amintirea frumoasă care ne-o lasă, pentru inima ei bună. Îți mulțumim în mod deosebit pentru că a rămas credincioasă până la sfârșitul vieții ei. Te rugăm, Doamne, ca acum când stăm în fața acestei gropi, să ne ajut să ne dăm seama de vremelnicia noastră pe acest pământ. Amin. Da, Doamne. Să ne dăm seama că singura nădejde ești Tu. Da, Doamne. Pe acest pământ suntem străini și fărători. Și dorința noastră este ca să fim în prezența Ta și pe acest pământ și în veșnicie. Amin. De aceea Te rugăm, Doamne, ca să binecuvintezi cuvântul Tău. Aleluia. Cel care a fost deja propovăduit. Da. Și acela care va fi propovăduit în aceste clipe. Da. Ajută-ne, Doamne, ca să luăm aminte la el, da. Să trăim potrivit cu cuvântul Tău. Pentru că atunci când ne chemi acasă, să avem bucuria să ne întâlnim cu cei care au plecat înaintea noastră, da, să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne, Doamne, la toate acestea, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Amin.